Hans Christian Andersen, Hainele cele noi ale împăratului. Mulți, mulți ani în urmă, trăia un împărat, căruia îi plăceau așa de mult hainele noi, încât își cheltuia toți banii ca să le aibă. Singura lui ambiție era să fie întotdeauna îmbrăcat frumos. Nu-i păsa de soldații săi și nici teatrul nu-l desfăta. De fapt, singurul lucru la care se gândea era să se plimbe în caleașca sa și să-și afișeze hainele cele noi. Avea câte un veșmânt pentru fiecare oră din zi. Și așa cum se zice despre un rege că e în cabinetul său, tot așa se putea spune despre el că împăratul e în camera de probă. Orașul cel mare în care trăia împăratul ăsta era foarte vesel. În fiecare zi poposeau aici oameni din toată lumea. Într-o zi veniră în oraș doi șarlatani. Păcăleau lumea că sunt țesători și că pot croi hainele cele mai frumoase pe care și le-ar putea imagina careva. Culorile și modelele lor, mai ziceau ei, nu numai că erau din cale afară de frumoase, dar veșmintele croite din țesăturile lor aveau darul minunat de a fi invizibile pentru cel care nu merita să fie sfetnic al împăratului sau care era de o prostie de neiertat. Asta trebuie să fie o țesătură minunată, gândi împăratul. Dacă aș purta haine făcute din materialul ăsta, aș ști cine nu-și merită locul în împărăția mea și aș putea să-i deosebesc pe cei deștepți de cei proști. Trebuie să-mi fac haine din țesătura asta numai decât. Și le dădu dinainte șarlatanilor o grămadă de bani ca să se apuce pe loc de treabă. Aceștia își pregătiră două războaie de țesut, prefăcându-se că lucrează din greu, dar nimic nu ieșea de pe urma lor. Cerură să li se aducă mătăsuri din cele mai fine și țesături din aurul cel mai scump. Tot ce primeau, puneau deoparte și țeseau la războaiele goale până noaptea târziu. Tare aș vrea să știu cum mai merge treaba cu hainele alea, gândi împăratul. Dar se cam codea să întrebe, amintindu-și că nu pot fi văzute de cei care nu meritau să-i stea alături. Și deși gândea că el, personal, nu avea de ce să se teamă, hotărâ că ar fi mai înțelept să trimită prima oară pe altcineva să vadă cum stau lucrurile. Toată lumea din oraș știa de însușirile minunate ale țesăturii și era nerăbdătoare să vadă cât de răi sau proști erau vecinii lor. O să-l trimit pe bătrânul și cinstitul meu sfetnic, se gândi împăratul. El e cel mai în măsură să vadă cum arată hainele, căci e un om inteligent. Nimeni nu înțelege mai bine decât el problemele împărăției. Bunul și bătrânul sfetnic merse în camera unde șarlatanii stăteau la războaiele cele goale. Doamne, apără-ne și ne păzește, își spuse el deschizând larg ochii. Nu văd nimic, dar nu suflă o vorbă. Șarlatanii îl poftiră amândoi să se apropie, întrebându-l dacă modelele cele desăvârșite și culorile cele minunate îi erau pe plac, arătând înspre războaiele goale. Bietul sfetnic încercă din răsputeri să vadă ceva, dar nu zări nimic, și asta pentru că nici nu avea ce să vadă. Doamne Dumnezeule, își spuse el, se poate oare să fiu într-atât de prost? N-aș fi crezut vreodată așa ceva. Nimeni nu trebuie să afle. Se poate oare să nu fiu un sfetnic bun? Nu pot recunoaște că nu văd țesătura. Ei, nu ai nimic de zis? Întrebă unul dintre croitorii șarlatani, în timp ce se prefăcea că lucrează din greu. O, e frumoasă, nespus de frumoasă, răspunse bătrânul sfetnic, uitându-se peste ochelari. Ce model minunat, ce culori strălucitoare! O să-i spun împăratului că îmi place foarte mult țesătura. Ne pare bine să auzim asta, spuseră cei doi șarlatani și descriseră culorile și explicară ciudatul model. Bătrânul sfetnic ascultă cu băgare de seamă ca să-i poată spune împăratului spusele lor. Și asta și făcu. Șarlatanii cerură acum mai mulți bani, mai multe mătăsuri și țesături cu fir de aur trebuincioase țesutului. Dar își păstrară totul pentru ei. Nimic nu ieșea din războaie, dar continuară să lucreze ca și până atunci la războaiele goale. Nu după mult timp, împăratul trimise un alt curtean cinstit să vadă ce mai fac țesătorii și dacă țesătura era pe terminate. Întocmai ca și bătrânul sfetnic, acesta se uită și se tot uită, dar nu zări nimic și asta pentru că nici nu avea ce să vadă.
Nu-i așa că e frumoasă? Întrebară cei doi șarlatani, arătând și explicând minunatul model care de fapt nu exista. Nu sunt un prost, își spuse omul, dar ciudat, se pare că nu sunt un curtean bun. Nu trebuie să afle nimeni. Și lăudă țesătura pe care nu o vedea și își exprimă încântarea față de minunatele culori și modelul fin. Arată nemaipomenit, îi spuse acesta împăratului. Toată lumea din oraș vorbea despre prețioasa țesătură. În cele din urmă, împăratul vrut să o vadă cu ochii lui, cât încă se lucra la ea. Porni cu alai mare de curteni, luându-i cu el și pe cei doi care fuseseră înaintea lui. Cei doi șarlatani, isteți, lucrau de răsputeri fără să folosească însă vreun fir. Nu-i așa că e splendidă? Întrebară cei doi oameni de stat care mai fuseseră acolo. Majestatea ta trebuie să admire culorile și modelul și arătară înspre războaiele goale, crezând că ceilalți puteau vedea țesătura. Ce se întâmplă? Se întrebă împăratul. Nu văd absolut nimic. E groaznic. Se poate oare să fiu un prost? Se poate oare să nu merit să fiu împărat? Ar fi lucrul cel mai groaznic ce mi s-ar putea întâmpla. Într-adevăr, țesătura voastră întrunește pe deplin cerințele noastre, zise el, întorcându-se către țesători, dând mulțumit din cap în timp ce privea la războiul gol, căci nu îndrăsnea să spună că nu vedea nimic. Toți cei de față se uitară și iar se uitară, dar deși nu vedeau mai mult decât ceilalți, spuseră și ei cum spusese împăratul. Este foarte frumoasă. Și îl sfătuiră cu toții să poarte minunatele haine noi cu ocazia marii procesiuni ce urma să aibă loc nu peste mult timp. E splendidă, frumoasă, minunată, se auzeau glasuri spunând. Toată lumea părea încântată. Împăratul îi numi pe cei doi șarlatani țesători imperiali ai curții. În noaptea de dinaintea zilei în care avea să aibă loc procesiunea, șarlatanii se prefăcură că lucrează, arzând mai mult de 16 lumânări. Lumea ai văzut ce ocupați erau să termine de cusut hainele cele noi ale împăratului. Se prefăcură că iau țesătura de pe război și că lucrează la ea în aer, tăind cu niște foarfece mari și cosând cu ace prin care nu era trecut niciun fir de ață, în cele din urmă aceștia spuseră, hainele cele noi ale împăratului sunt gata. Împăratul și toți baronii săi veniră în salon. Țesătorii țineau brațele ridicate ca și cum ar fi ținut ceva în mâini și spuseră, aceștia sunt pantalonii, aceasta este haina, iată pelerina, o țineau ei într-una. Sunt ușoare ca un fulg și trebuie să vă simțiți ca și când n-ați avea nimic pe înălțimea voastră. Tocmai asta le face așa de frumoase. Într-adevăr, spuseră toți curtenii, dar nu puteau zări nimic și asta pentru că nici nu aveau ce să vadă. Dorește majestatea ta să se dezbrace, întrebară șarlatanii, ca să putem privi cum probează hainele cele noi în fața oglinzii aceleia mari? Împăratul își dădu hainele jos, iar șarlatanii se prefăcură că îi pun pe rând hainele cele noi. Împăratul se privi în oglindă din toate părțile. Ce bine arată, ce bine șade, spuseră cu toții. Ce croială minunată, ce culori frumoase, sunt niște haine splendide. Maestrul de ceremonii anunță că slujitorii ce duceau baldachinul împăratului la procesiune erau pregătiți de plecare. Sunt gata, spuse împăratul, nu-i așa că hainele mi se potrivesc de minune? Apoi se întoarse încă o dată la oglindă ca să creadă lumea că își admira veșmintele. Șambelanii, care trebuiau să-i ducă trena, își întinseră mâinile până la pământ ca și cum ar fi ridicat o trenă și se prefăcură că țin ceva în mâini. N-ar fi vrut ca lumea să afle că ei nu vedeau nimic. Împăratul defilă la procesiune sub frumosul baldachin. Toți cei care îl vedeau pe stradă sau de la ferestre exclamau, într-adevăr, hainele cele noi ale împăratului sunt fără egal. Ce trenă lungă, ce bine-i vin! Nimeni nu voia ca ceilalți să afle că nu vedea nimic, pentru că așa ar fi fost considerat nepotrivit sau prost. Nici când nu au fost mai admirate hainele împăratului. Dar n-are nimic pe el, spuse în cele din urmă un băiețel. Dumnezeule, ascultați glasul unui copil inocent, spuse tatăl său, oamenii ducând mai departe spusele copilului. Dar n-are nimic pe el, strigară în sfârșit cu toții. Împăratul fu foarte afectat de vorbele lor, căci îi se părea că aveau dreptate.
dar își spuse în sinea lui, trebuie să merg până la capăt, iar șambelanii pășiră mai departe, cu și mai mare demnitate, ca și când ar fi purtat pe brațe trena care nu exista.